urma de suprastructură, acum suntem la partea de infrastructură. Aceasta e partea de sub pământ, iar ceea ce se va vedea peste sol se va extinde puțin încolo. Nu-i doar... Amprenta unui bloc de detenție de aproximativ 8.100 de metri pătrați. Sunt doar câteva dintre datele tehnice ale singurului penitenciar de maximă siguranță construit la cele mai înalte standarde europene de cazare, cu câte 4 metri pătrați pentru fiecare deținut. Lucrările de la Berceni din Prahova se află la 8% ca stadiu de execuție. Ca și cantități, așa cum am și spus, eliberare front de lucru 220.000 de metri pătrați, 1,5 milioane de kilograme armatură livrată și montată în șantier. Viitorul penitenciar va avea 1000 de locuri de detenție. Dintre acestea, 900 de locuri sunt pentru deținuții cu regim închis, iar alte 100 destinate deținuților clasificați la regimul de maximă siguranță. Penitenciarul de la Berceni va avea o suprafață construită de aproape 78.000 de metri pătrați. Zona de detenție va fi compusă din 11 pavilioane, dintre care 9 independente, unul față de celălalt pentru deținuții cu regim închis, a câte 100 de locuri fiecare și 2 independente, unul față de celălalt pentru cazarea celor 100 deținuți clasificați în regimul de maximă siguranță. Printr-un împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, un împrumut care este dedicat dezvoltării, modernizării infrastructurii judiciare din România. E foarte important să vă spun că ne dorim aceste investiții din foarte multe motive. Un sistem penitenciar modern înseamnă o reintegrare socială a persoanelor custodiate mult mai eficientă. În același timp, știți că mai există la anumiți fugari din România argumentul condițiilor proaste din penitenciare pe care vrem să-l anulăm definitiv. Și aici încă o dată mulțumesc ANP pentru toate garanțiile pe care le-a prezentat, astfel încât avem o grămadă de fugari aduși în România. Cu foarte mulți excepții, n-am ratat aducerea persoanelor definitiv condamnate în România înapoi în țară pentru a-și executa pedeapsa. Penitenciarul la fața căruia suntem în acest moment va fi gata peste câțiva ani, mai precis la sfârșitul anului 2028, dar pe lângă acest efort pe care îl realizăm în construcția lui, aș vrea să menționez faptul că anul acesta sunt programate să fie gata și date în folosință aproximativ 3.000 de locuri la 4 metri pătrați. Sunt aproximativ 70 de șantiere, unele mai mici, altele medii, altele mai mari, așa cum îl vedem pe cel de aici, care se derulează simultan și lucrul acesta ne va ajuta în egală măsură, chiar pe termen foarte scurt. Vom crește ritmul de execuție în perioada următoare, astfel încât sperăm noi să finalizăm lucrările poate puțin mai devreme decât ne-am angajat contractual. În acest moment s-au făcut discuțiile cu privire la realizarea de branșamente la rețea de canalizare, rețea electrică. Fiecare pavilion al închisorii va avea, în afară de camerele de detenție, punct comercial, oficiu, sală de mese, club, activități de reintegrare socială, sală de clasă, frizerie, telefonie, hobby și bibliotecă.